Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Productoria Coprofon. Pornim la treabă repede. Darian, nu avem timp să pierdem cu alte lucruri, pentru că suntem deja în întârziere și prietenii noștri ne-au trimis niște subiecte. George de la București mi-a trimis niște subiecte foarte frumoase. Eu n-am avut timp să mă uit pe ele, dar ne dăjduim că împreună. Darian, ne concentrăm. Darius, deși tu ai trecut de clasa a patra, dar acum o să faci o mică paranteză și te uiți la ce aici facem. Deci, un test. Da? Test. Clasa a patra. Vă spuneam că în iarnă am lucrat cu George niște subiecte frumoase. Așa că George acum de la Colegiul Grigori Moisil. Admitere, da, la admitere, cum se dă pentru clasa a cincea. A cincea. Primele două chestiuni sunt ușurele. E vorba de calculați. Deci unul. O să scriu ca să se vadă pentru toată lumea. Calculați. Toată lumea scrie, da? Deci 20 înmulțit cu paranteza acolată, 94 ori, eu pun punctul, ori 7, la voi e X-ul acela, plus, da, plus trebuie să renunțe cât de repede la el. Da, în clasa 7 o să vedeți 50, că X-ul iar ceva. Nu în clasa 7, din vreo 5. 59 ori 3, minus 177, așa, împărțit la 5, plus 85, totul de împărțit la 5, minus 498, acolo, da, închisă, minus 1528, minus 1528, egal cu, e banalitate, nu, chestiunea asta. O să rezolvați voi, prietenii noștri o să facă chestia asta, că era îndemână, niște calcule trebuie făcute acolo. Ordinea victoriei operației, a parantezilor, dragilor, nu ca pe discuții, vă descurcați. 59 ori 3, să facem paranteză rotundă, fac la 5 și toată povestea, da. Al doilea subiect. Să se calculeze suma numerelor naturale, deci să se calculeze suma numerelor naturale de două cifre distincte, două cifre dintre care cel puțin una este egală cu 2. Deci să-ți calculezi suma numerelor naturale de două cifre dintre care, suma numerelor naturale, să suma numerelor naturale de două cifre, dar nu spune distincte. Nu, dintre care. Dintre care, sper că așa este, care cel puțin una este egală cu 2. Așa? 11. Dintre care cel puțin una cifre este 2. Da? Cel puțin una este 2. Adică 10 plus 11. 10 plus 11 plus 2 cifre. Da. Suma din două cifre, să fie în care cel puțin o cifră, cel puțin una din cele două cifre să fie 2. Deci una e 2. Una e 2. Adică 11? 12. 12, da? 22. Deci prima ar fi 12 plus 20, cât? 12 plus 20. Plus 20, da. Plus 22. Plus 22, când am 2, chiar sunt 2. Da, că zici cel puțin una. Plus 32. Plus 42. 32 plus 42. Plus 52. Plus 62. Plus 72. Și 2 nu trebuie?
Și, dar din două cifre. Suma, că s-a luat suma numerelor naturale de două cifre. De două cifre. Da? Da. Că asta este suma. Astea sunt numerele. Da, 12, 20, 22, 32, 42. Și adunăm și cât o face un vedea. Dar avem timp acum. Mergem mai departe la al treilea subiect, care zice așa. Aflați numele de patru cifre, nu neapărat distincte, care aflați numele de patru cifre, nu neapărat distincte, care crește cu 18.096, dacă adăugăm cifra 6 la dreapta sa. Deci aflați numărul de patru cifre, 3 să zicem, aflați numărul de patru cifre, A, B, C, D. Deci aflăm pe A, B, C, D, care crește cu 18.096. Plus 18.096. Care crește cu 18.000, văd aici, 0,96, dacă adăugăm cifra 6 la dreapta sa. Adică... Dacă... Mai citim o dată și o dată. Adică adăugăm, A, B, C, D, 6. Adăugăm cifra 6 la dreapta sa. Da. Da, no, păi e simplu. E simplu, nu? Așa cum ai zis tu, Dar. Da. A, B, C, D, 6. A, B, C, D, 6. Care e numărul? 1809. Corect. E numărul. Nu? Cât? 1809, că dacă îi adăugăm pe 6 la dreapta sa? Nu. El crește cu 1896. Numărul ăla crește. Deci crește dacă îi adăugăm 6. Crește cu 18.096. Crește cu 18.096. 18.000 crește, nu ăla e numărul, da. Și... A, deci A, B, C, D, 6... Da. Este egal cu ABCD plus 18.096. Nu. Eu cred că așa e vorba. De ABCD. Și dacă îi adăugăm 6 la coada sa? La dreapta sa? La dreapta. Atunci, la dreapta sa, asta înseamnă... Dacă îi adăugăm 18.096, va fi egal cu ABCD 6. Așa trebuie gândit, nu? Că zice crește numărul ăsta cu 18.096 dacă îi punem 6 la... Dacă adăugăm, da. Dacă adăugăm, așa am interpretat. Și acum se trece în baza 10, se lucrează și cred că merge. Da. Îl putem să-l facem? Da. Nu. Vrei să-l facem? Da. Hai să vedem, să încercăm un pic. Deci cum ar vine aici? A, B, C, D... cu ABC. Aur 1000. Haideți copii. Aur 1000. Da, asta e important. Aur 1000 plus B ori 100 plus eu ori mai gândesc să fac cafe. Da. Plus să nu, să las ABCD. Da. Să trecem și pe la partea asta, nu? Și pe asta să zic ABCD ori 10 plus 6. Da, ca să avem ABCD, ABCD. Mi se pare o treabă deșteaptă. Ia. Dar ia să vezi dacă zic eu bine. Eu zic așa. Daria. Lăsăm așa, ABCD. Scădem pe ABCD din ambii membre. Ăsta am ales în clasa 4. Poftim? Ba da. Da, este pe clasa 4. Sigur că da. Deci scădem, scădem din ambii membri pe ABCD. ABCD. Și atunci ar fi echivalent cu scrierea următoare. 18.096. A, este egal cu 6. Sau invers, hai să scriu din partea dreaptă egal cu... Adică vine ABCD 6 minus ABCD egal cu 18.096. Da, da, cam așa, da. Care e bine? Da. Deci ABCD 6 minus ABCD egal cu 18.096. Așa, și ABCD 6 minus ABCD este egal cu 18.096. Echivalent. Asta acum să zicem ABCD ori 10 plus 6. Corect. Ori 10 plus 6, A, B, C, D, 6, 0. Ca să scoatem pe 6 de acolo. Așa adică A, B, C, D, D, 6, 6. Nu, Daria, uite. 7, 8,
786, nu mi-e curbare ca acum să se înțelege, este scris așa, 780 plus 6. Corect? Care înseamnă 78 ori 10 plus 6. Așa facem și noi acolo. Asta, abcd ori 10. Abcd ori 10, că m-am oprit la cifra 10-lor, da? Plus 6, da? Deci o să spun echivalentul scrierea următoare. A, B, C, D ori 10, da? Plus 6, minus A, B, C, D, egal cu 1800.096. Echivalent cu? Scădem un 6 ăla din ambii membri. Scădem un 6 din ambii membri, foarte bine zis. Și vine că ABC, 10 ABCD, hai să zic așa ca să fie și mai clar, 10 de al de ABCD, minus în ABCD, este egal cu 18.090. Deci 9 ABCD. Da, echivalent va spune că 9 ABCD este egal cu 18.090. 9 ABCD. Egal cu 18.090. 18.090. 18.090. Și atunci ABCD este egal cu 18.090 după 9. Și atunci ABCD, sigur că da. ABCD este egal cu 18.090 împărțit la 9. Care dă 2010. Și egal mai departe cu 2010. Terminate ești. Asta e ABCD. Nu era greu. N-a fost greu, dar mi se pare deșteaptă ideea. Foarte deșteaptă asta, da? Da, adică da. Să mă duc în baza 10 și să scriu toată șmecheria aceea. Ai ține și treaba asta. Da. Că putem și așa, și așa, ce e mai ușor. Da, dar asta e varianta mai ușoară. Da, cel mai rapid și cel mai ușor. Nu? Decât să mă duc cu cifrele A și B și C și D să le găsesc acolo și da, nu știu ce. Da, e chiar frumos așa, mai fain așa. Acum m-am gândit la treaba asta. Mai repede. Că știți că a fost ideea, hai să punem. Deci, Daria, putem să plecăm și să le transformăm în baza 10? Să zicem A ori 1000. A ori 1000 plus B ori 100 plus C ori 10 plus D. Da. Și să transcriem relația aceea toți. Exact. Și de da, acolo ajungeam, probabil de mai greu. Dar merge mai mult de lucru, mai mult ecuația mai dificilă. Și să recunoaștem că acolo ABCD ori 10, nu știu dacă s-ar fi gândit ei, că ABCD 6 se poate scrie ABCD ori 10 plus 6. Dar acum am venit și le-am explicat, da. Nu? Cum am aici, 786. Așa, 780 plus 6. Adică 78 ori 10 da. Plus 6. Mai cum pot să-l scriu pe ABCD 6? Așa mai facem așa. Un exemplu, nu? Ia să vedem. 7, nu, numărul ăsta, A, B, X, A, B, D, A, B, C, Daria, poate fi scris așa, ca fiind A ori 100, plus B ori 10, plus B, C, pot să zic, numai B, C. Plus B, C, plus C, sau plus B, C, tot aia, și da, 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 da. Sau poți să scrie egal mai departe cu A, B ori 10, corect, da. AB ori 10, cu bară deasupra, AB ori 10, plus C. Da. Acest joc îl facem, ținem cont tot timpul de situații. Da, o să mai lucrăm. Este o chestie frumoasă. Da? Deci i s-a adăugat 6 și s-a lucrat frumos. Acum, subiectul 4. Zice așa. Interesante subiecte. Da. Să vedem 4 ce ne zice. Pe o tablă sunt scrise numerele de la 1 la 20. Deci pe o tablă se descrie și noi 1, 2, 3. Se scriem conținutul? Nu. Da, nu, scriem nu, așa. Nu, nu, că doar urmărești să vadă lecția, ora. 4, 5. Puncte până la 20. Până. Am să descriu și mai rar o leacă, parcă. Deci, și le scriem chiar pe toate. Că s-ar putea să ne trebuie să fie vreo legătură cu șmecherii, să vedem acum. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu, lăsăm așa, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 și 20. Deci am scris toate numerele de la 1 până la 20. Bun. Celor 19 elevi din clasă li se propune un joc. Ziceți și voi în cuvinte. Scriți acolo. Celor 19 elevi din clasă li se propune următorul joc. Primul elev șterge două numere și pune în locul lor suma acestora mărită cu 1. Deci primul elev șterge două numere și pune în locul lor suma acestora mărită cu 1. Adică dacă șterge pe 4 și pe 5, pune 10. Deci dacă știe pe 4 și pe 5, să zicem așa, pune în locul lor 10, da. Corect. Așa. Numere. Deci, cum am zis, primul elev șterge două numere și pune în locul lor suma acestora mărită cu 1. Punct și virgulă. Mărită cu 1, da? Punct și virgulă. Al doilea elev șterge din nou două numere. Al doilea elev șterge din nou două numere și pune în locul lor suma acestora mărită cu 2. Al treilea șterge iar două numere. A, pe numerele se pun în jumătății, dar vor crește cu 1, 2, 3, 4. Hai să vedem până la sfârșit. Da, așa este, toți sunt jumătățești. Da, vedeți când zice șterge două numere, domnul profesor. Da, din astea care le... Și din astea care au adăugat. Asta întreb. Asta e sigur. Adică poate să-l șteargă și pe 10-le care a fost adunat. Sigur că da. Nu numai din astea de la 1 la 20. Mai nu trebuie să șteargă 2 și dacă nu șterge... Haideți să citim până la sfârșit și ne mai gândim. Da. Deci, hai să mai iau încă o dată. Da. Primul elev șterge două numere din ele și pune în locul lor suma acestora mărită cu 1. Deci primul elev mărește cu 1. Al doilea elev șterge iar două, dar poate să-l șteargă și pe ăla de l-a pus primul. Pe 10, de exemplu. Dacă ar fi 4 da? Și 5, da? El da. Șterge două din ele care sunt pe tablă. Mm-hmm. Și pune suma mărită cu 2. Iar pune suma astora mărită în locul lor mărită cu cine? Cu 2. Al treilea elev. Al treilea elev. Dar tot numerele acelea... Hai să până la sfârșit, te rog. Lasă-mă. Al treilea elev șterge două numere din nou din ce se află pe tablă. Corect. Da, din ce se află. Nu să faceți voi asta cu ștergerea numerelor. Acum facem. Hai să citim până la sfârșit. Al treilea elev șterge iarăși două din ele și pune 3. Mărită cu 3. Așa, suma. Și al patrulea adaug. Hai să vedem dacă mai este și al patrulea. Al patrulea și așa mai departe până la 19-lea. Toți elevii. Toți cei 19 elevi fac. Adică înseamnă plus 19. Ultimul o să șteargă două numere și o să pune suma lor adunată cu 19. Și putem adică care e numărul pe care îl scrie al 19-lea? Păi putem, de exemplu, să... Haideți să începem. Haideți, lăsați-i să facă chiar. Practic. Practic. Ești Darius și șterge două numere și pune în locul lor suma lor... Și ca să facem o pic ordonată chestia, eu aș șterge primii două. Să le luăm din stat, așa cum trebuie, într-o ordine. Hai, Darius, șterge-le. Și pune în locul lor suma lor mărită cu 1. Eu aș lăsa așa, dar lăsăm totuși și pune dedesubt. Da, haideți să facem așa, dar să nu ne încurcăm după aceea, nu? Tocmai, de ce? De acum, ne imaginăm că le-am șters. Deci, Darius, facem în felul ăsta. Mă lași pe mine să încerc un pic. Da, ia stai jos, stai jos. Lasă să vedem așa. Da, profesorii. Dar, eu cred că e interesant. Pare fi deosebit de interesant. Deci le ștergem pe astea două. Da, și punem și în locul lor punem cât aici. Da, unde știm că le-am șters dacă dumneavoastră nu le ștergeți? Păi tai așa, uite așa. Mai bine, haide. Și puneți de sub pe cine? Pe 4, nu? Da. Că ar fi 3 plus 1. Da, dar puneți mai 4, nu puneți 3 plus 1. Păi, acum 4. Așa. Bun, acum le ștergem pe 4 și pe 3. Da, dacă vreți tot în ordine. Așa. Vine al doilea elev. Vine al doilea elev și 4 și 3. Da, și pune 8. Și pune 8.
4 și 3. 9 pune. 4 și cu 3, 6 și cu 2? 9. 9. Al doilea deci pune... plus 2 aici. Plus 2, 9. Deci așa. Și generează pe cine? Pe 9. 9. 9. Deci. Vine al treilea ele. 9. 9 și 4. 9 cu 4. 4. Plus 3 acum. Plus 3 puneți ca să fie al treilea ele. Plus 3 aici, da? Și ce pune aici? Punem 16. 16. Vine al patrulea ele, puneți plus 4. 16, 25. Da, așa. Plus 5 și plus 4 și generează 25. 25. Vine al cincilea elev. Da. Ca să facem într-o ordine, cum a zis. 4, deci 25 plus 6. 31 plus 5, 36. 36. Așa. 36, da? 36 vine al șasele elev. Că totuși trebuie să numărăm și elevii. Vine al șasele elev. Păi să număr. Da. Adunăm 1. Da. Aici am mai spus, dar să-ți plus răsești acolo. Da. 3 plus 1, hai să zic. Exact. 3 plus 1. Plus 1. Așa, și a fost 4. Da, acum o să dea 41. Acolo, 36, acum plus 6. 36 plus 7. 7. Plus 6. Plus 6 ne dă 36. 6. 30. Da. 42, 49. 49 plus 8, 57 plus 7, 64. Plus 7, da? Da, 64. 64. Acum următorul. 64 plus 9, 73, plus 8, 83 plus 8, 81. Al 8-lea elev este acum. Da. 81. Și aici este că 81. Da, 81 plus 10, 91. 91, al 9-lea elev și 100. 100, da, așa. 100, 118, 111 plus 10, 121. 121. 121 plus 12, plus 11, după aceea. Deci plus 11 și plus... Acum stai să vedem cât e? 121, 133, 144. 144, da? Da. Opa, pătrate perfecte, domnule. Fantastic! Băi copii, uitați-vă, numai pătrate perfecte. 9, 6, dar stai că sunt și ce înseamnă pătrate perfecte. 25, pătrate perfecte. Numai pătrate 9, perfecte. 9, 81. 1. Așa, 81. Da. 25 pătrate perfecte. Toate sunt pătrate perfecte. 36, 49, 64, 81, 100. Înseamnă că următorul e 13 la pătrat 100. Nici mai s-o gătim, domn profesor. 13 la pătrat. Deci ăsta va fi 169. Ia să vedem, hai să-l convinge să nu vă zic. Dar parcă nu a mers deloc, nu a fost nicio ibă până acum. Cu siguranță e așa. Da. Da? Să vă răspunde perfecte, sunt multiple. Nu sunt multiple, buiule, sunt pătrate perfecte. Da, multiple, adică 2 ori 2, ori 9. Nu, nu multiple, spunem. Prin el însuși înmulțiți și pătrate perfecte, dar noi am vorbit de pătrate perfecte. 14, 196. Deci 100, aici punem pe 13. Da, acolo 196. 196. 225. Aici e al 14-lea. Da, 225. Da, următorul. 16x16. 15, e al 15-lea. 256. 256. 17x17. 16, 289. 324, parcă. Aici e 324. Al 17-lea este, da? Da. 324. 19x19, 361. 361. Și al 18-lea. Și 400 pune al 19-lea. Și următorul, așa, al 19-lea pune 400. Foarte tare. Dar dacă nu le luăm în ordine și le luăm... nu ne dăm seama de asta. Domnul, numai în ordine mi-am dat și văzut așa? Deci copilul dacă are mintea organizată și ia cap coada și, așa. Și face în felul ăsta, îi face destul de repede ești. Corect. Dar dacă el spune, poftim. Aici zice că ștergi două numere, dar nu știm dacă din șir sau calculate de celălalt. Dar păi nu, dragule. Șterge două numere. El vine la tablă. Haideți să facem și jocul cum vor ei, domn profesor. Păi le-am șters cu ăsta a doua. Exact, haideți să facem și jocul ușa ăsta, să șteargă ei care vor. Să vedem cum merge. Să facem o întâmplare? Zice, da. Exact. Zice că șterge un număr. Rezultatul va fi același, dar este mult mai greoi. Mult mai greoi. Păi vedeți, ia uitați, vedeți? Dați indicii să trebuiască așa, vedeți? De ce, domn profesor, adică de ce ștergem 4, de exemplu, 16 la acela? Și de ce nu șterge, de exemplu, pe 10 și pe 17? Asta înseamnă o minte organizată, vrea să vă zică domnul profesor. Da. Facem și deci, cum vreți voi. Deci dacă suntem... Dar
pur și simplu așa, a, da. Da. Unul 8, unul 20, unul... Ajunge la 19, la 400? Sigur ajunge. Sigur ajunge pe... Da? Numai că voi avea, voi avea o dificultate în a le așeza numerele astea. Da, bă, profesor, dar de unde știm? Adică de unde știm? Noi că poate, poate omul nu face așa, poate poate face 17 cu 1. Poate adică ia 1 pe 2, 3 pe 4, 5 pe 6 și după aceea începe să le ia cu cele de jos. Să le pun la sfârșit pe acelea? Da, da, sau poate să le gândesc altfel, vedeți? Așa e cel mai fain, dar... Dar se poate ca în 19-lea se șteargă din rezultat 4 și cu... În final, mai scurt, asta vreau să vă zică, domn profesor, faceți voi cum vreți. În final, tot la 400 sau de la 19. Păi, dar de unde suntem noi siguri? O să facem jocul ăsta. Păi, uite, trebuie să fim atenți, să vedem vreo șmecherie care să ne ajute, pentru că e foarte tare, foarte mult, bine legat, ghișițiu, cu ideea că al câtelea este el ca poziție. Domnul profesor, dar ce chestie cu pătratele astea perfecte. Dar clasa 4 nu se învață. Asta e pentru alt nivel. E vorba de colegiul Moisil din București, domn profesor. Da, e vorba de admitere la liceu, exact, la clasa de a 5-a, unde nu se iau copii... Decât copiii foarte deștepți. Deci copii foarte tari. Să li se dă un test, că n-au cum să-i elimine. Și... o variantă de test poate să fie asta. Deci într-o fel de teză. Da, dar exercițiul ăsta mi se pare bestial, domn profesor. Și vă luați în calcul, dar așa. Cineva să spunem că e a 6 și 8. Ok, cât face? Face 14 tu vrei să vezi la 15. Dacă las 15, deși iau 14 cu 3. Fantastic mi se pare exercițiul ăsta. E altfel. O să facem acasă așa. Daria, în ce să te joci acasă? Dar fiindcă mai am încă un test de făcut. Exact, ne grăbim puțin. Vă mai insist aici. Deci copiii care au avut inspirația să-și organizeze așa treaba, de teamă ca nu cumva, ei o să exploatează așa. Faptul că nu le spune cum să le ia, își stabilesc ei o ordine. Deci și aici... Și aici, la patra că sunt pătrate perfecte alea. Nici nu contează. Nici nu contează. Că nu ăsta este rostul să vedem aici. Bine, dar de prins de asta te poți duce repede, domn profesor, bine, la 20 și 400. Dacă putem generaliza problema. Sunt pe tablă 79 de numere. Exact. 79 de numere și cei 78 de copii. Corect. Și tot așa crește. Și tot așa va crește. Exact. Și tot așa e șmecheria. Și care e ultimul număr? Și care e ultimul număr? 79. Acum nu le pot spune pe cele 70 și umplem table întregi. Atenție! Este momentul să găsim vreo șmecherie. 79. Că se adaugă un la fiecare, deci 79. Deci dacă cineva ar lucra vreodată în viața lui, nu știe pătratele perfecte. Nu mai stă aprins, dar el era. Să ne sune cineva dacă se aude, dacă se vede. Da, deci tu n-aș trebui să vezi. Sunt înnebunit acum să găsesc o idee. Uitați și chestii mi-a venit acum. Am organizat mintea așa. Mi-a dat foarte interesant. Da. Dar dacă ar fi fost mai mulți numere pe tablă... Da, asta zice Daria, că 79. Ultimul. 79 plus 79. Nu plus 79, atât, că e, ultimul e două, mai un pic de profesor. Cum am spus aici, 20 e 20 400. Da. Da. 79, dar aici 79, noi am 80. Observat că am mers așa, trebuie acum să fim cu, să venim cu argumentare. E, păi, poate domn profesor acum ne dă cu 3 mai mari sau de, cu 5. Nu, sau din 2. Cu argumentare riguroasă, a modului că se, cum se generează numerele astea. Păi să vedem. 79. Cum să facem? Deci, primul elev, hai să zic ce, elevul 1, ce face? Adună 1 și cu 2, da, primele două. Le șterge. Le șterge. Și mărește rezultatul cu indicele său. 1. Și dă, în locul lor, 4. Primul rezultat al lui, eu 1, ce rezultat este? 4. Al doilea elev, e 2, îl ia pe eu 1, plus 3,
Da? Leapi e 1, fițați ce fac acum? Da. Leapi 4, adică ca să-l adică rezultatul anterior. Plus 5, Daria l-a luat. Plus 3. Plus? 3. Și ăsta cât au făcut? Au făcut 2 la a doua, da? Da. 2 la a doua, că 4. Da. Plus 3, am zis. Plus 3, eu. Da. Și plus 2. Ăsta, îl mărește cu indicele lui, corect. Plus 2, da? Și dă... Și dă 9. Da. 9. 9, adică 3 la 2. Adică ăsta din urmă cine a fost? 2 la 2. Plus 2 la 2. Plus 5. Plus 2 care dă 5. În loc de 3 am să zic 2. La 3 am. 2 plus 1 plus 2. Trebuie să găsesc o idee. Și egal cu 2 la 2 la din urmă. 2 la 2. Plus 2 ăsta și cu 2 ăsta, 2 de 2, 2 ori 2, plus 1. Adică 2 la 2 plus 2 la 2. 1, care dă 9. Adică? 4 plus 4 plus 1. Adică face 2 plus 1, totul la pătrat. Deci, al doilea, șmecherul al doilea, își pune indicele lui 2, adică plus 1, totul la pătrat. Adică 3 la 2. Ia să vedem al treilea dacă merge. Ia să vedem dacă merge. 3 la 2. Al trei, e 3, elevul 3, e 3, este egal cu e 2, da. E 2, rezultatul de la e 2. Adică 3 la 2, da. Plus e 2, plus, plus 3. Plus 4, plus și, 4 plus, și plus 3. Da. E 2. Plus e 1. Plus 4, lăsăm așa. Așa, plus 4. 4 plus 3. 3. Vreau să văd dacă duce șmecheria asta. Eu la e 3 știi cât vreau să fie? 3 la 2 fi 9. Eu vreau, vreau să fie 3 și 1. 3 și 1 totul la pătrat. Asta, la pentru că sunt tare. Da. Dă-ți 16. E 2 cât este? Cât este? 9. 3 la 2. 3 la 2. Pe 4 rupe, să-l. 2 la 2 3 plus 1. Plus 2 plus 3. Pe 4 rupe ca fiind 3 plus 1, plus 1 și, plus și plus 3. Da. Și care face 3 la 2. Da. Plus, 3 plus 3. De 2 ori 3. 3 ori 1 și plus 1 la 2. Hai să ne ducem spre ce înseamnă pătratul perfect. Dar 1 la 2, adică 1 ori. Da, da, da. Nu, noi știm. Eu cu domn profesor știu aici. Da. Nu voi. Da, și 3 plus 1 totul la 2, corect. Foarte da, tare este. Da. 1 ori 1. Da. Adică, și atunci 1. Face ce? Face 3 plus 1, 1 totul la 2. Totul la pătrat. Asta e. E tare chestia, da? Deci, forma de generală este asta. Indicele lui plus 1 totul la pătrat. E 19, când da. E 19. Dar nu putem să facem 9 plus 7. Da, da, e mai simplu. Facem așa, dar eu am vrut să vedem o formulă de obținere a tuturor termenilor. De ce 19? O să fie 19 plus 1 totul la pătrat. Așa este. 19 plus 1. Ba da, 19 plus 1 totul la pătrat. Deci, e indice, elevul e indice 19, va fi egal cu 19 plus 1 totul la a doua, care înseamnă 20. La a doua și 400. 400. Termate aici. Acum are rost foarte tare ideea asta. 19 plus 20 la... Da, deci am 20 ori 20, 400. Dar vedeți că ne-am prins chestia asta tocmai din cauza că am mers așa. Asta e. Dacă nu mergeam așa, nu ne prindeam repede. Păi vedeți, domn profesor, dar dacă mergeam da. Altfel, da. Era total altceva. Nu, nu era total altceva. Eram de parte de rezolvare. Da? Dar ea a fost de parte de rezolvare. Și dacă îmi vedea altfel decât 400? Nu, nu, da. Dă tot timpul, că e suma da. Se generează foarte frumos. Da, dar, uite, o să facem jocul ăsta acasă, acasă. Pentru că rămâi fără numere la un moment dat. Da. Așa, ele rămâi sunt... fără numere. Și n-ai mai încotro, la elevul 19 să mai aibă două numere pișteți. Și când pune suma lor, o să fie 400. De pe aștept. O să ne jucăm acasă. Asta e, asta e sigur. Exact. Da, deci pentru că... Șterge două și pune numai unul. Șterge două și pune numai unul. Și numerele alea se tot micșorează. O să mă gândesc. Sunt mai puține. Da, dar de tot
Și da, deci la 4. Jocul și al 12-lea elev mai are două numere pe tablă, pe care le șterge, le adună, adună 19 la el și îi dă 400. Și gata, indiferent cum ai să te joci. Mergi să mai stăm o pânzi vorbă cu ei. Frumos să trebuie. Mai stăm la problema asta, că mi-a plăcut formidabil. Foarte. Deci voi trebuie să plecați într-o minte organizată. Deci cel mai bine să plecați așa, vă de la capăt, nu ștergem aleatoriu. Chiar dacă e o joacă interesantă, asta o faci acasă. Aleatoriu, îți dai seama că te pune în situația, că dacă el preciza aleatoriu să șterge... Da, șterge-l cum vrei tu. Și eu îl șterg cum vreau eu. Și chiar dacă spune aleatoriu, da, și tu poate mai bine tot organizat în face. Da, nu te... Că să șterg două ori și să spune rezultatul, suma sa plus 1. Problema asta s-o face și mâine la clasă, Daria, nu știu. Da, deci... Le dau, domnul profesor. Foarte tare. Dar dacă știu cum să rezolve... Nu neapărat trebuie să facem asta ca o presiune. Nu. Deci propunem problema. Așa este și pe prof online. Problema, vreau să vă dau. Da, la ea se știe, la nivel. Deci n-ai nicio... Am făcut el o problemă foarte frumoasă, vă propun și vouă, puteți găsi rezolvarea pe prof online TV. Corect. Nu-i nicio... Eu vreau să dau și pe asta cu... Colegilor le-a spus, da, și doamnei, și doamnei învățătoare, că problema este deosebit de frumoasă. Da? Și asta, unul și doi au fost la îndemâna noastră, iar mi-a plăcut aici organizarea testului. Deci mi-a plăcut foarte tare. Păi da, vedeți că se pleacă de la... Da, nu puteți zice chiar foarte ușor, că sunt copii care nu știu de un profesor... Nu, dar ce n-au ce căuta acolo. Corect. Că se duc la o competiție. Da? De un liceu foarte bun, cum e la Mijlungean. Da, acolo e... E din tot București. Da, adică din toată capitala. Acum, nu se înțelege că... Pentru mine e o curiozitate, vreau să discut așa, apropo de subiectele acestea. Pentru că până clasa la patra, la sfârșit de clasa la patra, ne permite să dăm chestiuni frumoase. Este angajată marea masă a părinților, profesori, învățători, cu toții, e o emulație extraordinară. Acea generație de anul ăsta, de la clasa 8-a, a fost și la clasa 4-a, nu? Și probabil că acolo tot așa era treaba. De ce pe parcursul ăsta? Iată întrebarea mea. Corect. Bine, bună, bine v-ați gândit. Extraordinar. Asta este realitatea. Corect. Deci de la 4-a în face, ia topidarea, câtă vână, câtă nu știu ce, câtă interes. Și de la 4-a până la 8-a se pierd copii. Unde se pierd? Unde sunt? Ce se întâmplă? Școala asta ce le face? Că numai ăia de la Moisil trebuia să aibă numai cât o groază de 10. Numai ăștia de la Vrânceanu, toată clasa, 30 trebuia să aibă numai 10. Nu, generația de acum 4 ani. Da? Care a fost la 4-a și acum de ce s-a topit așa? Și am un răspuns. Deci vedea la profesor mai înainte. Prea multă presiune și dau foarte mult de exemplu. Nici bun. Că școala română pune prea multe presiuni pe copii, pe internet. De exemplu, eu în clasa a 4 am avut vreo 50 de pagini făcut pentru a doua zi. Bun. Și bineînțeles că nu le-ai făcut. Da. Ba da, numai că peste ori ne-a dat, le-am făcut puțin. Și eu peste ori deja dau la telefon, nu mai fac exercițiile. Bun. Să-mi termin ideea. La Prof Online s-a aflat lecția 160, parcă, și 162, dacă nu mă înșel. Când am fost invitat în 2012 la Berzunți să țin la o clasă de a 4-a și de a 8-a, clase terminale, să fac o oră demonstrativă. M-a invitat, spun deschis, deputatul Iancu și să prezint stilul meu propriu acolo. Copilul, da, de la Berzunți. Da. Română, da, așa... Știu, că cei de la Bacău nu sunt în stare. Da. Și atunci mă duc acolo și intru în clasă la 8-a, stau de vorbă cu profesoara, este filmul pe internet. Uh-huh. Îl vedeți acolo, mulțumesc, concret. Da. Este în direct cu clasa acolo, așa. Da. Și constat când mă apuc de treabă, profesoara spune că să fac ceva geometrie. Eu nu cunoșteam elevi, nu știam nimic. Doamna profesoară, cum mă descurca? Cred că în maxim 5 minute eu îmi dau seama de clasă și știu ce trebuie să fac. N-am să mă duc la geometrie spațiu, zic că... mi-am zis eu, pierd tipul acolo. Am să mă duc ceva la algebră să lucrez. Cum zice? Dar lecția era de geometrie. Am să fac algebră. Când m-am dus, și vedeți lecția, am început treaba,
mi-am dat după câteva minute seama că e dezastru. Deci nu știau, am coborât până la tabla mulțirii, până la tot. Eram cu asistență, cu deputatul Iancu, cu deputatul Paler. Așa, acolo, festiv. Era vorba să eu să fac o lecție în care spun ce mai minuni, ce mai grozavi, ce ne-ai mai pomenit. Și eu am făcut, asta era situația, am coborât, lecția este praf, te sperii. Nu uităm, dar. Ei când au văzut asta, n-au mai fost de acord să mai stea lângă mine. Au fugit când s-a terminat ora, deputații Iancu și cu Paler, au fugit. Știi cum? Imediat au fugit de la clasă și m-au lăsat acolo. Directoarea au fugit toată lumea. Și eu trebuie să mă duc la clasa a patra acum. Ce să fac? Eu n-am mai aveam cu cine vorbi. Și atunci m-am dus la clasa a patra. Învățătoarea Beata de ea m-a așteptat. Era învățătoarea care fusese a copiilor din clasa a opta. Da? Iar cu copiii din clasa a patra fac o lecție spectaculoasă, nemaipomenită. Așa cum îi găsesc acolo, cu ei mă descurc, toată ora fac problema aceea cu iepuri și cu găini, făcută așa, cu picioare și cu... Da, așa, capete și picioare. Da. Nu teorema picioare. Nu, teorema. Nu, am uitat. Așa. Și ideea este că fac acolo lecția nemaipomenită, îmi place, copiii, îmi mișc, toată treaba se întâmplă. Ipoteza. Și atunci m-am trezit ce? Să fac constatarea de care am vorbit mai devreme. Iată-i pe cei care au fost a patra, a învățătoare, ce bunișor, buni, așa că se poartă, și deodată au făcut praf în 4 ani. De ce îi se pierde în 5-8? Asta e. De ce? Pentru că profesorul nu găsește, nu are răbdarea, programa la leargă. Trebuie să facă, el trebuie să facă să fie scris. Copiii desenează pe tablă, nu știu nimic, să joacă, n-au cum să fie atenți. Nici o treabă. Discutam recent. La școala românească, pur și simplu, agresează infinit intelectul de copil. Și îi zdrobesc, pur și simplu. Îi descurajează. Ei nu au nicio șansă să poată să facă față. Deci, dragilor, dacă nu mă iau în seamă, e problema lor. Dar profesorii au depășit 900 de lecții acum. Da? Deci eu muncesc cu mult sârg și cu drag. Și vreau să le spun așa. Nu mă mai ocoliți. Ieșiți în stradă, că ce se întâmplă cu copiii voștri, e realitatea de acolo. Așa este. Da? Ieșiți în stradă, nu stați. Nu numai că spunem pe cei inteligenți. Și pe ceilalți nu-i profesorii vin cu fiecare... La școală astăzi, da? Au pus pe Facebook, olimpicii noștri. Adică să ne uităm și la olimpici. Deschid. Da, da. Era vorba de școală din Bacău, da. Generală. Deschid, să văd olimpici. Și mă uit pe ce materii. Matematica nu este. Deci, ce se întâmplă? Educație tehnologică, limba nu știu care, limba română, educație nu știu de care, deci fără matematică. Da. Biologie, da, olimpici. Da. Deci, când proful online lucra, acolo la Moireș, la cel de petrol, de ce lumea s-a speriat? Deci, județul Bacău stătea pe umerii mei. Vă dați seama că îi umilisem într-un hal fără de hal. De aceea furia s-a strâns. Băi, exact. Trebuie să scăpăm de el. Da, așa este. Nu se poate omul ăsta. Cum să vină? În picioare, da. Doi și loc trei și mențiuni de la Național. Mă întorceam de acolo. Și e nimic. De ce a fost imediat catalogat ca unul dintre profesori de excepție? Da, când acolo m-am întâlnit la Național și părea acolo. Când al 19-an licean al țării a fost elevul meu. Corect. Acum este acolo Microsoft și ce face acolo, se pare că face de nou minuni. Și nu dă cu mătura. Da. Ei, haideți să ne întoarcem, să vedem. Subiectul 5. Încep să ne plac subiectul. Nu. Da. Asta am fost. 4 subiecte. Atât? Da. Testul. Mai avem un test? M-am gândit la un test, da. Cum s-a făcut ora? Dar le-au și plăcut, domnul. Da, și ne-am și descoperit un pic. Hai să vedem. 4, da. Hai, dă-l. Opresc.